Semnal de alarmă în mediul economic din Pașcani. Compania Holmberg SRL, fosta Terox Prod, a intrat în insolvență la propria cerere. Procedura a fost deschisă pe 5 septembrie, se pare după ce principalul client, firma Timtex din Franța, a intrat în incapacitate de plată, fără să își achite datoriile către societatea pășcăneană. Deocamdată nu au fost anunțate disponibilizări colective, dar situația celor câteva sute de salariați, 430 în anul 2023, pare să fie incertă. Conform surse neoficiale, grupul suedez Holmbergs, care a preluat afacerea românească de la antreprenoarea Doina Cepalis, își dorește restructurarea activității și relansarea businessului. Decizia de intrare în insolvență a fost luată după ce anul trecut societatea a avut o cifră de afaceri de 49,2 milioane de lei, cu circa 35% mai mică decât în anul anterior, iar profitul brut pentru anul trecut a scăzut de la 1,59 milioane de lei în anul 2022 la circa 600.000 de, de lei. Societatea Terox Pașcan a fost preluată în anul 2020 de grupul Hombergs din Suedia. Era una dintre firmele Fanion din industria huselor și centurilor de siguranță pentru scaune auto pentru copii. La acea vreme, investitorii suedezi voiau să facă din fabricile deținute în România un hub de producție pentru piețele din Europa, SUA și Asia. Societatea din Pașcan era în plină expansiune și avea în urmă un parcurs de câțiva ani de rezultate economice și financiare spectaculoase. Însă, jocul economic dur și situația din Europa de vest au făcut ca promisiunile suedezilor să nu se concretizeze, iar situația să se transforme într-una dramatică. Până la momentul redactării acestei știri, oficialii Hombergs nu au răspuns solicitărilor BIT TV privind planurile de viitor pentru societate și salariații ei.